Eu sunt convins că instituțiile statului știu tot, mai mult decât dumneavoastră, care ați făcut cercetări jurnalistice, mai mult decât mine, știu absolut tot despre Tel Drum de foarte mulți ani. În perioada în care eu am fost prim-ministru, am avut destule discuții pe această temă privată și, din cunoștința mea, de fiecare dată, nu, cel puțin eu sau cei pe care am numit eu, nu. Au favorizat el Drumul. Domnul Dragnea mi-a cerut, a făcut de altfel hârtia pentru guvern, pentru trecerea acelui lac la Consiliul Județean Telorman. Eu am aflat acum din presă, și că așa este adevărat, pe, cred că nu e o minciună, că acel lac a ajuns la Tel Drum. Sigur că m-am enervat. Că nu mi-a zis că ajunge la Tel Drum, mi-a zis că ajunge la poporul telormanan. Asta e o chestiune care m-a deranjat. Cum pentru știați? că e și semnătura mea acolo. Dar da, domnul Drog a propus ca acel lac să treacă la... Dar nu mi-a zis că îl trece după aia la tel drum. M-am și enervat după aceea și am vorbit și cu Sorin Grindeanu și am zis, Sorin, tu știi unde te duci? Nici eu n-am știut unde mă duc. Cum poate să ne pună în situația asta să mergem în locuri ale lui tel